Salut, eu sunt Alex și bine m-am regăsit la un nou episod de Clash Royale astăzi. Pentru că n-am făcut până acum niciun clip, n-am făcut decât live stream-uri. Am văzut că v-au blocat live stream-urile, eu tot nu mi-am recuperat cont, eu tot sunt un copil fără cont. Dar să sperăm că în viitorul apropiat, poate cine știe, o să reușim să recuperăm și contul. Cu toate că nu prea cred eu chestia asta, că n-am ce șansă, omul ăla efectiv l-a furat. I-am dat, na, mă rog. Practic, hai să vă zic la cine-i contul. Contul e la un tip. E la un abonat vechi, nu știu dacă îl știți pe tipul ăla Max, el îmi avea contul, el era singura persoană care mi avea contul. Și, ei bine, s-a milogit de mine când am zis că mă las de Clash Royale să-i las contul, să-i dau și lui parola. Și am zis că eu dau, ca s-a milogit de mine, zic că vreau să am contul Alex Alvarez, te rog eu frumos, dă-mi și mie. Și până la urmă, în momentul de față mi-a schimbat parola, iar eu nu mai știu contul. Deci, chiar nu știu ce să fac. Nici n-am ce șansă să mai recuperez contul meu propriu. Acum nu pot decât să filmez alte, nu, decât de pe alte conturi. Dar nu are niciun haz, adică contul meu e contul meu, știi, important pentru mine. Dar n-am ce să zic. Băi, nu știu ce să zic. Acum o să facem un episod astăzi, fiți atenți. Asta e nașpa, uitați, de exemplu. Oh, suntem un Bandit Challenge. Hai cu un battle. Păi se poate fără un battle? Hai cu ăsta. Fiți atenți aici. Hai cu ăsta. Fiți atenți aici. Mai încet așa. Hai cu ăsta, că am și o nevoie totuși. Fuck. Îmi bate cu ăsta, îmi dă counter, dar dacă pune un ăsta mă bate el pe mine, deci că o să fac așa. Că knight-ul e useless pentru mine. Hai să vedem cum ne descurcăm în clipul de astăzi, fraților, într-un Bandit Challenge, să vedem ce mi-a dat și el, mi-a dat și prințesă și Ice Wizard. Hai să vedem dacă e ok ceea ce se întâmplă în momentul de față. Am un plan. Nu, a venit cu bandita. Trebuie ca prințesa mea să bată bandita, că altfel, oh my goodness, nu e bine. Oricum. Și acum știu ce o să pună, știți și voi de fapt ce o să pună, fiți atenți. Nu, nu mă așteptam la chestia asta oricum. Dar a făcut-o. Facem noi asta, nu-i problemă. Ah, mă așteptam la chestia asta. Asta v-am și, asta vreau să și zic că o să pună. Hai acum să vedem cum dau Elite Barbarii. Că o să fie o explozie frumoasă. Turnul jos, e bine, bine, bine. Încă o bucată acolo, încă un swing. N-a mai fost încă un swing, surprinzător. Ok, o să facem așa. Nu! Ce? 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 Ce a fost aia? Nu cred, lightning, oh my god, lightning spell ăla. Ce? Nu cred, doamne, nu cred că s-a întâmplat chestia asta. Ce a fost cu lightning spell ăla, fraților? Nu înțeleg. Nu cred așa ceva, deci mi se pare inadmisibil ceea ce s-a întâmplat. Doamne, ce buguri poate să aibă jocul ăsta câteodată, deci este atât de stresant. A dat câteva bucăți acolo prințesa, n-am ce să zic, nu-i vina ei. O pun să apere aici, cred, că altă idee n-am. Sau de fapt pot să fac asta. Oricum cred că ar fi mai bine. Pot să plec pe partea asta cu un push dacă doresc. El cred că o să plece, nu, o să se apere. Ceea ce e ok, că o idee bună pentru el. Ia-i pe amândoi, te rog. Nu, a murit! Zap? Da, zap. Bun, 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 bun. Hai acolo, hai acolo, cu ajutorul, hai acolo, hai acolo, că se poate. Turnul jos? Ce credeți, reușim să-i dăm turnul jos? Fii magică, fiți magici, magice, prințeselor. Ah, n-am reușit, cine știe ce. Dar e ok. No, no, no. Haide, haide. Ce-a fost aia pe ecranul meu? Te rog eu, nu, haide. Nu! Fucking game! Ok. Nu cred, nu cred, nu cred. Ce? Am pierdut, nu-i așa? Oh, nu! Nu! Nu, chiar am reușit! Oarecum! Ce facem acum? Că e groasă treaba. Îmi trebuie ceva.
Rapid. Nu, no, nu, am pierdut. Uite, pui mei. Mamă, ce am pierdut, să-mi bat piciorul. Am pierdut primul meci din Bandy Challenge. Da, din păcate. Da, un meci. Să-mi bat piciorul, ce a căzut chestia asta și trebuie să mă aplec să iau acum. Nu uitați să ați dat butonul de like, că am uitat să zic. Nu știu dacă v-am zis sau nu. Pentru că mă aștept mult și vreau să... Dacă vreți mai multe episoade, sunt încă răcit. Dacă vreți mai multe episoade, desigur, nu uitați să apăsați. Oh my god. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru a posta mai des band ăsta Clash Royale, nu Bandy Challenge. Cu scheleții aia doi acolo. Hai să-i dăm încă un battle, încă un match. Hai că putem încă un match. Sunt tare cu eu și o să se întâmple. Hai să luăm banditul pentru că este extraordinar de overpowered. Aș lua zap-ul. Nu știu ce să zic. Aș lua ăsta, că știu că e foarte puternic. Luăm Hogrider-ul, logic. Urăsc decizia asta, dar ăsta, pentru că știu ce face și știu că îi dă counter dacă stau să mă gândesc într-o oarecare măsură lui ea. Cu bomba aia mare, giant skeletonul ăla. Da, oarecum, ok. No. Du-te acolo și dă-i și tu unde ăsta, așa, bun. Bravo, tati. Du-te și tu, bandito. Fii o bandită bună. A dat zap, bă. Uite, bă. Ia uite, bă, cum e damage-ul acolo. I-a dat turn aproape. Nice. Ce să zic? Mi-a plăcut asta. Ok. Și fiți atenți, cred că o să fac asta. Mâine o să... No, 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 no. Bate-l odată, bate-l odată. Jumătate de an ți-a luat, ok. Trebuie să mă și concentrez, știți? Și asta, asta e ideea, că trebuie să mă concentrez. Și de aia nu vorbesc uneori. Ca ați observat și voi, cam momente în care nu vorbesc, pentru că trebuie să mă concentrez totuși. Oh, e bun Valkyru, dau counter. No, 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 de fapt n-am dat counter. N-am dat nimica, mi-am luat mai mult. Mi-am luat bătaie oarecum. Punem și noi baby dragonul nostru. Hai baby dragonule. Ok, e bine rău de tot acolo. I l-am spart. Deci baby dragonul nu poate să-i dea counter infernal dragonului atât timp cât este în raza Archer Tower-ului. Bine de știut. Dă-i tu acolo. Dacă eu dar dacă mă apăresc ok, știți? De-aia zic că trebuie să trag de timp eu. Asta e și ideea. Am și un lightning spell cu care pot să mă apăr, ceea ce e super bine. Doamne cât poate să dea prințul. Ok. Cred că pornim și noi pe partea asta. O să-i împing prințesa să nu mai dea ea acolo, că cine se crede ea? Ok. Pun și un de-asta. Du-te, tati. Ok, hai acolo, hai acolo, hai să vedem. Un lightning spell. Un lightning spell, hai, hai, hai. Dă-i mă, dă-i, 3 stele, hai. Da, mai păstrez de un lightning și ok, îl bat. Da, e ok. E bine. Nu, îi dă baby dragonul. Frumos, 3 stele ăsta. Oh my god, frumos acum. Mi-a plăcut. Hai să vedem câte meci mai putem juca. Deci luăm niște bănuți și 3 clown-uri pentru clown chest. Ok, frumos. Mai trebuie încă un singur de la și poți să iau și un clown chest. Prize-ul e deocamdată micuț, dar e ok. Dăm încă un battle, hai să vedem dacă îl pierdem sau câștigăm, eu cred că putem să câștigăm. Hai să-i luăm pe ăștia, fiindcă sunt a pain in the ass. Cu ăsta îmi dă counter. Dar și eu îi dau lui. Deci cred că fac mai bine așa. Clar îl iau pe ăsta micu, că e mai ieftin. Și dintre toți aș lua sincer minerul, pentru că m-ar ajuta mai mult pentru tancat, că eu am nevoie de tancat, că după dacă e gen să... Ok, am eu ideile mele în cap. Bine, niște idei foarte proaste, să sperăm că nu sunt proaste. Dar se pare că avem Sparky, ce tare! Uhuu! De când îmi doream să joc cu Sparky? Nu, nu îmi doream deloc. O, doamne, cine naiba începe așa? Adică, probabil el, ce să zic și eu. Da, nu mă interesează, fiți atenți. Da, ai făcut asta? Bravo frate, ești șmecher, ce să zic.
Ai respectul meu, ești nebun. E mort, mă enervează. Hai acolo, hai acolo, hai acolo. Nu cred! Ba da, a reușit. Wow, cât de OP e banditul. Deci nu prea l-oprește așa de ușor. E foarte tare să știi chestia asta despre bandit. Bine că l-am. El mi-a dat sau eu, că nu mai știu. Cred că nu eu l-am luat, el mi-a dat. Banditul e chiar șmecher, deci dacă puteți să luați banditul, sunteți cei mai norocoși oameni. Sau să o pice, că ar fi. Dar cred că pică numai după chestia asta. Dă-i mă rachetă. Zic că prind și Lava Hound-ul. De-aia, mă rog, nu mă bag. Facem așa. Da, bine rău. Minion Horde, Minion Horde, Minion Horde, ok. That's bad, oarecum. Ok, 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 apăr acolo, apăr acolo, hai, hai, hai. Și banditul. Bateți-l, 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 că puteți, hai minioni, hai minioni, că puteți. Ăla-i bă, minioni, bravo, bravo, mă. Bravo, mă, e bine. Hai că-i dă și acolo un pic Ice Wizard-ul meu. O să zic thanks, pentru că mi-a zis well, a good game sau ce mi-a zis acolo, well played, nu știu. Pregătesc încă o rachetă. Na, nu chiar. Fac asta mai bine. Spang! Lovitura din de lovitură, ești nebun. Ăla-i bă. Ăla-i tati. Eu am făcut steaua acolo. Ăla-i bă, l-am spart. Bun. Acum, acum, hai să-l atacăm și pe partea dreaptă. Un pic așa, ca să ne asigurăm noi oarecum victoria, eu așa zic că ne-o asigurăm. Dacă-l atacăm și pe partea aia. Ok, trebuie să punem aici minion horde-ul neapărat. Să dea cât poate să dea. Și trebuie să ne apărăm și cu un Ice Wizard. Nu, 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 omule. Nu, minionii mei nu se vor lăsa așa de ușor. Ok, 500 viață la turn. Mamă, tremur. Hai că putem, hai că putem, hai că putem, ești nebun? Nu se pune nimeni cu noi. Și putem. No, dude, n-am cu ce să mă apăr. Nu, cred. N-aveam cu ce să mă apăr. N-aveam cu ce, bro. That sucks, man. Mamă, ce nașpa, frate. Bă, ești tu nebun, dă nebun, care ești tu? Ok, frate. Hai, hai, hai. Nu cred, bă, dar ce face el, mă? Are tactici, are tactici bune, se apără bine, fraierul. No, m-a spart, gata, am pierdut. M-am pierdut, sigur. Nu mă așteptam să pierd. Da, am pierdut. Puteam să câștig, dar am greșit oarecum la o parte. Am greșit un pic. Bă, nu-i nimic, eu m-am distrat. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uita să apăsați și butonul de like. Eu am fost Alex, fraților, și noi ne vom revedea. Bă, mă, canalul ăsta. Deci, zate, să deschidem pe amândouă, facem și crown chest. Deci, întâi deschidem ăsta, din care pică prostii, ca de obicei. Ce poate să pice din ăla? Și putem să deschidem și un crown chest așa frumos. Ia ce pică din crown chest. Ne dă și nouă o legendare, ceva? Oh, mi-a dat un witch. Bun, încă un singur witch și reușim după să facem o șmecherie. Facem și noi aici un dăsta așa, un thumbnail, fiți atenți. Fac o poză acum, nu știu dacă vedeți voi ce se întâmplă. Nu știu ce, dacă ați văzut că m-am blocat sau ce ați văzut voi. Oricum, mulțumesc, nu până ne-ați acordat, eu am fost Ale și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa, fraților. Nu uitați să lăsați un like. Bă, sunt nebun să-mi bat piciorul.